Creștin la timpul prezent, o emisiune pentru sufletul dumneavoastră. Tema de astăzi este a doua venire a Domnului în Evangheliile sinoptice. Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt cele patru evanghelii, însă primele trei evanghelii sunt considerate evanghelii sinoptice, fiindcă au o perspectivă generală comună. Și am să vedem prezentarea celei de-a doua venire a Domnului în Matei, în Marcu și în Luca. Să luăm Matei. Capitolele care prezintă, o să avem o privire de ansamblu asupra subiectului, capitolele care prezintă a doua venire, în mod deosebit Matei capitolul 24 și Matei capitolul 25. Hristos, când a vorbit despre acest subiect, a șezut jos pe muntele măslinilor, citim în versetul 3. Ucenicii au venit la el și au zis: când se vor întâmpla aceste lucruri, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acesteia? Care va fi semnul venirii tale? Deci ucenicii știau că Iisus Hristos va veni a doua oară. Erau ucenicii pe care Hristos i-a făcut la prima venire. Care va fi semnul venirii tale? Cum vom ști că venirea ta este aproape? Erau dornici ucenicii. Și acolo pe muntele măslinilor, Hristos se învață. Așa stând jos, învață despre semnele venirii lui, cele de-a doua veniri. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Deci atmosfera, climatul din preajma celei de-a doua veniri este un climat caracterizat de înșelăciune, de dezinformare, de minciună, de pervertire, de deturnare adevărului. Și tot mai mult vedem acest climat din zilele noastre. Minciună în mass media, minciună la nivel politic, la nivel academic, minciună peste tot. Înșelăciune. De la înșelăciune religioasă până la alte forme de înșelăciune. Hristos prezintă un alt climat, un alt aspect referitor la revenirea Lui. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Primul lucru care să descrie acest climat dinaintea celei de-a doua venire este acest lucru referitor la înșelăciune. Al doilea lucru se leagă de violență. Va fi violență. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Deci o etnie împotriva altei etnii, un stat împotriva unui alt stat. Structuri statale contra altor structuri statale, identități naționale, entități naționale care vor lupta contra altor entități naționale. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și descriind acest climat dinaintea celei de-a doua veniri, Hristos continuă și spune în versetul 9: atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omârî. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Vă vor omorâ. Veți fi chinuiți. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Această ură datorită numelui lui Iisus Hristos. Această ură, aceste atitudini criminale contra celor care urmează pe Domnul Iisus. Deci va fi atitudine de intoleranță față de creștinism, intoleranță față de ucenicii lui Iisus. Un genocid contra creștinilor. Observăm lucrul acesta
cum n-a fost în ultimele decenii. Acest genocid contra creștinilor din Irak și Siria. Uciși, răstigniți, exterminați. Nu doar țările ateiste, țările comuniste. Observăm că în țări care aveau toleranță până acum față de creștinism, datorită radicalismului musulman, biserici incendiate în zeci de biserici în Irak, incendiate, distruse. Observăm creșterea acestui clima de intoleranță, de ură care se ducă până la crimă. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâi unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Unii nu vor rezista. Nu vor rezista la acest climat. Nu vor rezista la acest val de ură. Și vor cădea. Acest fenomen al căderii, acest fenomen al trădării, acest fenomen al urii. Deci rezistența unora va ceda. Iubirea va scădea. Însă, îndemnul lui Hristos pentru vremea dinaintea celei de-a doua veniri este legat de răbdare. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Să rabzi până la sfârșit. Contează foarte mult lucrul acesta. A răbda până la sfârșit. Evanghelia aceasta împărăției va fi provăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Acesta este un semn pozitiv care precede a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Proclamarea Evangheliei Împărăției. Vedem astăzi această explozie informațională, vedem noua tehnologie. Noua tehnologie poate fi folosită și pentru a proclama această Evanghelie a Împărăției. Hristos va reveni în mod vizibil. Revenirea lui Hristos este o certitudine. Revenirea lui Hristos este iminentă. O scurtă privire de ansamblu, în mod deosebit axată pe semnele celei de-a doua veniri. Să ne uităm la a doua Evanghelie sinoptică. Să vedem ce spune Evanghelia după Marcu despre această problemă a celei de-a doua veniri. Matei 24 și 25 prezintă, deci este descrierea cea mai largă despre a doua venire a Domnului din toată Evanghelia sinoptice. Dar să vedem ce spune Evanghelia după Marcu, Marcu capitolul 13. Chiar dacă sunt evanghelii sinoptice și au aceeași privire generală, însă sunt nuanțe diferite. Evangheliile sinoptice se completează. Marcu 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din cinci lui i-a zis: Învățătorule, uite-te ce piatră și ce zidiri. Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari, nu vor rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Nu această nuanță, această subliniere, că Iisus a stat pe muntele măslinilor în fața templului, deci cu fața orientată spre templu, stând pe muntele măslinilor, și patru ucenici l-au întrebat în mod deosebit. Patru ucenici au fost interesați de detaliile celei de-a doua veniri. Petru, Iacov, Ioan și Andrei. Și din acest discurs și Marcu prezintă categoric formă prescurtată a ceea ce a zis Domnul Iisus Hristos, dar aceeași linie prezintă și Marcu. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Din nou, ideea de războaie, ideea de violență. Dar citim în versetul 8. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Ideea de dezordine naturală, de cataclisme, vremuri de foamete, tulburări. Ne punem problema, dar cum? Adică știința actuală, progresul, civilizația n-au reușit eradicarea foametei? Nu. Dimpotrivă, datorită schimbărilor climatice, dezordinilor naturale,
indicele de foamete va crește în anumite zone. Această creștere a indicele de foamete va duce la tulburări. Nuanța, completarea pe care o duce Marcu, vedem în versetul 9. Luați seama la voi înși, au să vă dea pe mâna soboalor judecătorești, veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Ideea de a fi bătuți în sinagogi, adică în locuri religioase. Soboare judecătorești, deci nu atei. Deci vedem nu o prigoană declanșată de atei, ci vedem o prigoană declanșată de oamenii religiei. O prigoană declanșată de oamenii religioși. Acești oameni religioși vă vor bate în sinagogile lor. Acești oameni religioși o să vă ducă înaintea împăraților ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie proiectă tuturor neamurilor. Vedem acest semn. Dacă sunt neamuri care n-au auzit Evanghelia, un semn care precede a doua venire a Domnului este această vestire Evangheliei tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ceea ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Marcu completează despre rolul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va învăța pe cei prigoniți. Și o altă completare la Marcu. Fratele va da la moarte pe frate său. Marcu 13 cu 12. Tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. E această nuanță pe care o duce. O completare la prima Evanghelie sinoptică. Această ură va porni și din familie. Între frați, tatăl pe copil, copiii contra părinților. Și din nou, este această idee prezentată a revenirii lui Hristos în mod vizibil, revenirea lui Hristos și noi trebuie să veghem pentru această revenire. A doua Evanghelie sinoptică a adus anumite nuanțe, anumite completări, păstrând însă această linie generală a discursului Iisus de pe muntele Măslinilor cu fața spre templu la cererea celor patru ucenici. Am văzut conform Evangheliei după Marcu, mai multe decât în Matei la anumite secvențe. Să mergem la a treia Evanghelie sinoptică, la Evanghelia după Luca. Și Luca prezintă revenirea Domnului Iisus Hristos și observăm în mod deosebit în Evanghelia după Luca la capitolul 21. Capitolul 21 prezintă a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Citesc de la versetul 5. Pe când vorbea unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis: vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățătorul l-a întrebat: ei, când se vor întâmpla aceste lucruri și care ar fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Hristos păstrează aceeași linie și Luca selectează, dar păstrând sublinierea despre amăgire. Așa începe și Luca. Iisus a răspuns, citim în versetul 8: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul și vremea este aproape. Să nu mergeți după ei, să nu aderați la ei, să nu-i urmați. Trebuie să fim înțelepți după cine să nu mergem. Chiar dacă sunt atrăgători, chiar dacă fac minuni unii, să nu mergeți după ei. Rămân aceste cuvinte valabile pentru noi. Asta este completarea lui Luca. Este nuanța, este detaliul pe care îl găsim în a treia Evanghelie sinoptică referitor la a doua venire a Domnului. Să nu mergeți după ei, indiferent cu ce vă atrag. Trebuie să avem aceste trei de caracteri, să zicem nu. Veți auzi de războaie, de răscoale. Să nu mă spăimântați. Introduce cuvântul acesta, răscoale. Este în traducerea Cornilescu. Deci nu vor fi doar războaie între state, între etnii. Vor fi și răscoale contra autorității de stat. Pot fi răscoale contra autorităților bisericești. Pot fi răscoale de un fel sau de altul. Răscoalele, insubordonarea față de autoritate.
Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurile vor fi mari cu tremure de pământ. Luca aduce această nuanță nouă. Dacă găsim în Marcu ideea de cutremure, la Marcu vedem această expresie, mari cutremure. Ne sublinează. Mari cutremure de pământ, foamete și ciumi. La Luca este această introducere a ideii de ciumă. O mare temere pentru civilizația actuală este războiul biologic. Vedem cum apar mereu boli, cum apar mereu lucruri noi. O nouă frică pentru omenire este acum Ebola, virusul Ebola. Apar, dispar, dar o caracteristică va fi aceasta despre care vorbește Luca. Vor fi ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Tot Luca aduce acest detaliu nou. Arătări înspăimântătoare de groază. Arătări înspăimântătoare. Semne mari în cer. Există o tendință în producția de filme de astăzi de a prezenta viitorul din această perspectivă. Semne mari în cer, arătări înspăimântătoare, dezastre naturale. Este o anticipare, este o intuiție a ceea ce va fi. Este o temere în conștiința omenirii încet, încet. Această temere, de fapt, care se găsește și în Scriptură, cu cât ne apropiem de vremea revenirii Domnului, oamenii vor conștientiza tot mai mult că viitorul este tare incert și tare sumbru. Dar înainte toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Acest lucru se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Detaliul nou pe care îl aduce Luca este acest detaliu, vă vor arunca în temnițe, penitenciare, pușcării, vă vor arunca în temnițe. Și de ce? Infractori? Nu. Ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și pentru că sunt ucenici ai Domnului Iisus Hristos, se arunce în temniță? Da. Acest semn, care se referă la încarcerarea credincioșilor, nu doar la prigonirea lor. Unii vor fi omorâți, alții vor fi încarcerați, alții vor fi batjocoriți, tărâți în fața împăraților, în fața judecătorilor. Acesta va fi climatul. Am văzut în cele trei evanghelii sinoptice și vedem ca într-un puzzle acest climat care precede a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Dar toate aceste viseluri întâmplă ca să fiți mărturie. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune care nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți protivnicii voștri. Vă voi da o înțelepciune fără egal. În aceste vremuri, copiii Domnului vor primi prin Duhul Sfânt o înțelepciune fără egal. O înțelepciune fără egal în fața acuzațiilor nedrepte. O înțelepciune fără egal în fața prigonirilor. O înțelepciune fără egal. Vă voi da o înțelepciune care nu-i vă putea răspunde nici sta împotrivă toți protivnicii voștri. Aici este promisiunea câștigării în acest război al logicii, al anchetelor. Vor primi credincioșii o înțelepciune să demonteze toate acuzațiile nefondate. Vor avea înțelepciune cum să se poarte. Va fi o nouă înțelepciune, un nou val de înțelepciune peste copiii lui Dumnezeu. Domnul va revărsa în mijlocul acestor prigoane, în mijlocul acestor uri. Domnul nu va lăsa fără înțelepciune și va da înțelepciune fără egal pentru copiii lui. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor rămâne pe mulți dintre voi. Nici Evanghelia sinoptică nu vorbește despre acest detaliu. Veți fi dați în mâinile lor de prietenii voștri. Prietenii voștri, nu doar rudenile voastre. Prieten la cataramă, un om în care te-ai încrezut. Un lucru care a dorut pe creștinii prigoniți, maltratați, uciși în Irak, în Siria, de forțele statului islamic,
și nu numai, a fost această indiferență a vecinilor care erau prieteni cu ei, musulmani. N-au intervenit pentru ei cum s-ar fi așteptat. Trebuie prietenie veche, erau vecini de ani de zile și n-au intervenit. Prieteni. Dar ucenicul lui Hristos trebuie să plătească și acest preț. Chiar unii prieteni care s-au încrezut nu merg mai departe. Sunt cuprinși de acest val al lumii. Veți fi urâți de toți din pricina numele meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Răbdare. Acesta este îndemnul. Răbdare. Cine va răbda până la sfârșit? Prin răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Trebuie să răbdăm. Trebuie să răbdăm toate aceste vremi. Trebuie să răbdăm toate aceste circumstanțe. Dumnezeu să ne învețe, să ne pregătească să avem răbdare pentru toate aceste lucruri. Avem nevoie de răbdare. Același lucru prezintă și Luca despre revenirea în glorie a Domnului Iisus Hristos. Fiul omului va veni pe un nor cu putere și slavă mare. Însă, ca și concluzie, la această privire de ansamblu, selectivă, a ceea ce zic cele trei evanghelii sinoptice despre a doua venire a Domnului, și o să închei cu versetul 34 din Luca 21. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngureze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Care trebuie să fie atitudinea noastră în acest climat care precede a doua venire a Domnului? Pentru a doua venire a Domnului trebuie să ne pregătim în post și rugăciune, stăruință după Duhul Sfânt și împlinirea Bibliei de la Geneza Facere până la Apocalipsa lui Ioan, în cântare și în stăruință mereu aproape de Domnul și mereu aproape de biserică și de cei aproape, pentru a face fapte bune de pocăință. Cei care credem în a doua venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ ca să-și răpească mireasa, așa cum scrie în cuvântul său, în primul rând Domnul Iisus trebuie să ne găsească cu inimă curată, după voia Lui, să avem fapte vrednice să ne ducă în cer, pentru că așa scrie în cuvânt, că mă duc la Tată să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi lângă mine. Pentru aceasta trebuie să avem fapte de pocăință, dovadă de creștini adevărați. Că nu toată lumea crede în a doua venire a Domnului Iisus Hristos, dar cei care credem trebuie să fim pregătiți, să avem fapte pentru așa ceva, ca să ne ducă Domnul lângă El. Consider acest subiect foarte important și cred că fiecare dintre noi care avem în noi gândul acesta al veșniciei, trebuie să luăm în considerare cu mare atenție subiectul venirii Domnului. Aș zice că probabil sunt două atitudini pe care oamenii le au vis-a-vis de acest subiect. Pe de o parte, sunt convins că sunt mulți care se gândesc cu teamă la a doua venire a Domnului și poate își pun întrebarea, oare voi fi pregătit pentru acel moment? Pe de altă parte, sunt alții care așteaptă cu bucurie această împlinire a călătoriei noastre pe acest pământ. Mai mult, poate că ar mai fi o categorie de oameni care sunt indiferenți, acest subiect nu le spune nimic, pentru ei venirea Domnului nu înseamnă nimic și ca atare trăiesc într-o stare de indiferență. Așadar, cred că important este ca fiecare dintre noi care iubim venirea Domnului, să fim pregătiți, pentru că așa cum spune cuvântul Domnului, nu știm nici ziua, nici ceasul când va fi lucrul acesta. Important este să fim pregătiți și să avem o atitudine de mulțumire și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, pentru că atunci când va fi acest moment, să auzim acele cuvinte care cred că fiecare dintre noi le dorim să le auzim. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău.
tot ce ni s-a zis. Și toate aceste lucruri, de a răbda, de a veghea, de a ne ruga, toate acestea au ca și scop să stăm în picioare înaintea Fiului Omului. Să stăm în picioare. Să fie rugăciunea inimii noastre, dorințele noastre, indiferent ce evenimente vin, indiferent ce se întâmplă, să răbdăm, să veghem, să ne rugăm, să proclamăm Evanghelia, să nu ne îngrijorăm, ca să stăm în picioare înaintea Fiului Omului. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să stăm în picioare înaintea Fiului Omului. Amin.